Cu greu mai găsești un loc de cazare în stațiunile de pe Valea Prahovei pentru mini-vacanța de 1 decembrie. Totuși, mai sunt oferte last minute care încă îi așteaptă pe cei dornici să respire aer curat câteva zile. Anul acesta turiștii ne-au depășit așteptările, pot spune, și începând din luna august am început să vindem camere atât pentru Crăciun cât și pentru Revelion. Cei care se hotărăsc în ultima clipă s-ar putea să fie norocoși și să primească ultimele camere disponibile. Încă mai avem câteva, nu sunt multe, așa că îi așteptăm și îi rugăm să se grăbească. Tarifele de cazare, în schimb, sunt mai mici decât cele practicate pentru vacanțele de Crăciun și Revelion. Prețurile încep de la 70-80 de lei pe noapte la pensiuni și de la 130 de lei la hoteluri de 2 stele. Bineînțeles, costurile sunt mai mari pentru un hotel de 4 stele din stațiunea Sinaia, de exemplu. 4 nopți de cazare cu mic dejun bufet, cină festivă în seara de 1 decembrie, Ziua Națională a României, doar 799 de lei, așa cum spuneam, pentru 2 persoane. În plus, asigurăm parcare și accesul la piscină, saună și sala de fitness la centru spa al hotelului. Din păcate, nu prea este zăpadă, așa că la Azuga și Predeal au fost puse în funcțiune tunurile pentru asigurarea unui strat de nea artificială.